Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Observator Antena 1 Pitești. Dascălii afiliați Federației Sindicatelor Libere din Învățământ continuă protestele în capitală. De data aceasta au pichetat sediul Partidului Social Democrat. Cadre didactice din Argeș s-au alăturat colegilor din întreaga țară pentru a-și exprima nemulțumirile. Sindicaliștii din Învățământ au mai multe nemulțumiri pentru care solicită sprijin guvernamental, dar și politic. Printre acestea se află și anularea hotărârii de guvern 34 referitoare la acordarea sporurilor, cea care nu a fost discutată în Comisia de Dialog Social cu sindicatele, deși acest drept a fost câștigat în instanță. Aceasta nu este singura doleanță a dascălilor hotărâți să continue greva până când se vor face auziți. Aproximativ 300 de profesori din Federația Sindicatelor Libere din Învățământ protestează în fața sediului PSD. Ieri au fost proteste la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. La acest moment PSLI-ul protestează și va protesta. Acest protest continuă seria protestelor declanșate, pentru că nemulțumirile pleacă de la noua lege a salarizării, legea 153, în care profesorii sunt ultimii în grila de salarii. Orașul Ștefănești, dar și comunele Slobozia și Ștefan cel Mare au fost în atenția oamenilor legii. Asta pentru a-i depista pe cei care fură curent electric în urma controalelor. Au fost întocmite mai multe dosare penale pentru infracțiunea de furt de energie electrică și racordare ilegală la rețeaua electrică. Acțiunile de acest fel vor continua și în alte localități din Argeș. Jandarmii argeșeni au participat la acțiuni comune de control în colaborare cu reprezentanții distribuitorului de energie electrică pe județul Argeș. Acestea au avut loc în Ștefănești, dar și în comunele Slobozia și Ștefan cel Mare. Acțiunile au avut loc pentru prevenirea și combaterea furtului de energie electrică potrivit prevederilor legale. În urma controalelor efectuate au fost găsite mai multe locuințe care erau branșate ilegal la rețeaua distribuitorului de energie electrică. Reprezentanții societății au distrus instalațiile improvizate, iar jandarmii au întocmit dosarele de constatare a infracțiunii, conform normelor de procedură penală și prevederilor legii privind energia electrică și gazele naturale. Este vorba despre 4 dosare care au fost înaintate organelor de la postul de poliție Ștefan cel Mare pentru continuarea cercetărilor pentru infracțiunea de furt de energie electrică și racordare ilegală la rețeaua electrică. Militarii argeșeni prezenți în teatrul de operații din Afganistan au inspectat din elicopter zona unde își vor desfășura activitățile. O etapă importantă în preluarea ariei de responsabilitate în cadrul misiunii o reprezintă recunoașterile aeriene, ce au ca scop familiarizarea militarilor Batalionului 30, Protecția Forței Vulturii Carpaților, cu zonele unde vor executa patrulele terestre. Militarii argeșeni continuă cu succes misiunea din Afganistan, iar o etapă importantă în preluarea ariei de responsabilitate în cadrul misiunii o reprezintă recunoașterile aeriene, ce au ca scop familiarizarea militarilor Batalionului 30 Protecția Forței Vulturii Carpaților cu zonele unde vor executa patrulele terestre. Am efectuat operația de recunoaștere a ariei de responsabilitate pe care urmează să o luăm în primire. A fost solicitată de către noi partenerilor americani și mi s-au pus la dispoziție două aeronave cu care am reușit să vizualizăm întreaga arie de responsabilitate. Nu am fost surprins cu nimic. A fost exact la ceea ce mă așteptam să găsesc. Batalionul 30, Protecția Forței Vulturii Carpaților, execută în perioada februarie-august 2018 misiuni specifice de asigurare a protecției forței în zona de apărare terestră, apropiată a bazei aeriene militare Kandahar, precum și misiuni de instruire, consiliere, dar și de asistență a forțelor naționale afgane. Unitatea este constituită în majoritate din militarii Batalionului 30 Vânător de Munte Dragoslavele, care au mai participat la astfel de misiuni în teatrele de operații din Kosovo în 2005 și 2007 și Afganistan în 2008. În această săptămână a început postul Paștilor, pe care mulți creștini îl respectă cu sfințenie. Produsele de post au acum cea mai mare căutare, motiv pentru care au intrat și în atenția Direcției Sanitar-Veterinare, instituție care își va intensifica controlele în acest domeniu. Timp de 6 săptămâni, cât parcurgem perioada de post pentru a întâmpina, așa cum se cuvine, sărbătorile pascale, pe lângă rugăciune, iertare, curățenie sufletească, postul are și el locul lui. Instituțiile de profil, printre care Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, au stabilit un program de activități care vizează un control riguros al produselor de post.
Toate domeniile sunt importante pentru noi, atât produselor de origine animală, cât și produsele de origine non-animală. Deci, în cadrul direcției, este un serviciu separat care se ocupă de aceste produse de origine non-animală. Și aici mă refer la tot ce nu are carne sau lapte produsă de origine animală în fabricație, în compoziția lor. Deși judecând din punct de vedere financiar, postul alimentar nu este tocmai ieftin, mulți creștini îl respectă. Iar produsele alimentare sunt variate, de la legume și fructe proaspete până la alimente procesate sau preparate. Avem pe teritoriul județului nostru o fabrică care produce produse de origine non-animală, produse de post la cetățeni, și nu am avut probleme legate de fabricare sau probleme legate de transport, valorificare sau alte sesizări privind acele produse care sunt fabricate în județul nostru. Specialiștii recomandă să verificăm cu atenție informațiile înscrise pe ambalaj privind data expirării, condițiile de păstrare, precum și compoziția acestora, pentru a nu ne expune niciunui risc. Serviciile stomatologice au o largă adresabilitate atât în mediul urban cât și în cel rural. Tocmai din acest motiv, edilii locali din Bradu au făcut toate eforturile, așa încât cetățenii să beneficieze de un astfel de cabinet chiar în centrul comunei. Amenajat în conformitate cu standardele europene și dotat cu aparatură de ultimă generație, cabinetul stomatologic din comuna Bradu va fi dat în folosință chiar pe 1 martie. Eforturile primarului Dan Stroie, dar și ale Consiliului Local Bradu, au făcut ca inițiativa să capete contur, cu atât mai mult cu cât cabinetul stomatologic funcționează în cadrul dispensarului medical. La solicitarea cetățenilor am luat hotărârea să înființăm acest cabinet, cum v-am zis. Am făcut toate demersurile cu acordul Consiliului Local și am derulat procedura prin anunț de concesionare acestui spațiu. Au fost două încercări. La primul termen de concesiune s-a prezentat tot doamna doctor Haidari Sabina și, după, așa cum spune legea, am mai continuat cu încă un termen, că trebuia să avem 3 oferte și tot dânsa a fost singura care a ofertat pentru acest spațiu. Serviciul medical este asigurat de un medic specialist care acordă consultații de luni până vineri, atât dimineața cât și după amiaza, pentru toate segmentele de vârstă. Era necesar acestei comuni, o comună cu peste 7.000 de locuitori, care de ani de zile nu aveau un serviciu stomatologic. S-a încercat să se doteze la standarde acest cabinet. Programul este flexibil, voi lucra și dimineața și după amiaza. Tratăm absolut tot, de la preșcolari până la bătrâni. Localnicii din Bradu sunt mai mult decât mulțumiți de înființarea cabinetului stomatologic. Oamenii sunt de părere că astfel își pot îngriji dantura mult mai eficient. E foarte bine, eu nu m-am depus, că eu am plăci, dar vine care-i doare, săraci, treptădie. E mai aproape decât să mai dai bani, te duci la Pitești, atâția bani mai bine de aici. Foarte bine, pentru comună e foarte bine. Odată implementat acest proiect, Dan Stroie, primarul comunei Bradu, se preocupă intens și de celelalte investiții care se află deja în diferite stadii de lucru. Urmărim acum, doamnelor și domnilor, știrile din sport. Mădălin Martin și Sorin Tăbăcariu vor să ajute FC Argeș în returul de campionat. Cei doi abia așteaptă meciul de sâmbătă de la Miroslava. Mădălin Martin și Sorin Tăbăcariu se declară mulțumiți de faptul că au ajuns la FC Argeș. Cei doi speră la evoluții cât mai bune în returul de campionat și de-abia așteaptă primul meci oficial din acest an. Sâmbătă, FC Argeș va evolua în deplasare la Miroslava. Mea la Pitești a fost una foarte, foarte benefică pentru mine. Am integrat foarte bine. Colegii m-au primit cu brațele deschise, dacă pot să spun așa, atât colegii cât și stafful. Cum am mai spus, e un pas înainte pentru mine, pentru că am venit de la Metalul Globus. Îmi doresc să joc cât mai mult și să ajut echipa să câștige fiecare meci. Fericit că am venit la o echipă de tradiție precum FC Argeș. Văd acest pas benefic pentru cariera mea. Am nevoie de cât mai multe meciuri în picioare. Asta e ceea ce mi-a lipsit în ultima jumătate de an. Sper să joc cât mai bine și să mă ridic la nivelul așteptărilor, atât ale mele cât și a celor de aici. Cei de la Știința Miroslava au ambiții mari înainte de duelul de sâmbătă cu FC Argeș. Miroslava vrea cât mai multe victorii în acest retur.
Știința Miroslava abordează cu mult tupeu duelul cu Fecioargeș. Formația lui Adrian Chereji a reușit numeroase transferuri în pauza competițională și speră la cât mai multe victorii în campionat. Primul duel din 2018 va fi cu Fecioargeș. Noi suntem o echipă mai micuță, ne dorim în prima fază să ne menținem în Liga a doua. Cu cât vom termina mai sus, cu atât va fi mai bine, dar pentru mine e important locul 15 sau mai sus în acest an. Pe urmă, cum a zis Ciprian, vedem ce va fi la echipă, cum ne vom organiza, ce lot va mai rămâne, ce putem să aducem de vară, să ne propunem mai mult decât atât. Clubul Sportiv Municipal, în colaborare cu SPEP Pitești, Primăria Municipiului Pitești și Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Argeș, vor organiza sâmbătă a treia etapă a Cupei Master la Not. Competiția este adresată tuturor notătorilor și amatorilor care sunt dispuși să-și etaleze tehnica stilului preferat. Echipele pot concura la o probă sau la ambele, taxa de participare fiind de 50 de lei de persoană. Fiecare concurent va nota câte 10 minute de 3 ori. Notătorul poate efectua toate cele 3 schimburi legate. Arbitrii de pe culoar contorizează numărul de bazine pe care fiecare echipă le parcurge în cele 3 ore. Echipa câștigătoare va fi cea care va nota cele mai multe bazine în acest timp. Participanții pot folosi orice procedeu de not, dar fără a folosi accesorii ajutătoare precum plute, palmare sau plutitoare. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile de la Pitești. Sunt Cristina Munteanu, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu Antena 1. Ne reîntâlnim mâine la aceeași oră. La revedere!